Ionut locuiește împreună cu familia într-o casă mică și curată la umbra pădurii. De restul lumii îi leagă doar un podeț. La numai 8 ani, Ionut se trezește dis de dimineață în fiecare zi când mama îl trimite să se spele și să se îmbrace pentru școală. Te rog frumos să ne spui cum te cheamă. Nuț. Ionut are probleme de sănătate și dificultăți de învățare pe care le poate depăși numai prin terapie și ajutor constant. Din septembrie a început să meargă împreună cu fratele Cosmin la o școală nouă. O școală inclusivă unde Ionut primește atenția de care are nevoie pentru a învăța să citească și să scrie. Ionut are nevoie de terapie și ajutor constant pentru a depăși greutățile. Este un băiat curajos cu planuri de viitor. Te-ai gândit așa când te faci mai mare? Ce școală vrei să faci? Nu fac de tot. Fac pirița. Polițist? Da. Asistenta socială a ajutat-o pe mamă să întocmească dosarele ca să poată obține indemnizația de asistent personal al lui Ionuț, care este foarte necesară pentru progresul său. Împreună cu asistentul comunitar, mama a fost însoțită la medic specialist pentru a fi copilul încadrat în grad de handicap, atât pentru el, cât și pentru frățiorul lui, pentru revizuirea certificatului de grad. Mama are grijă să fie casa curată și să nu le lipsească nimic copiilor atât cât stă în puterea ei și se roagă pentru binele lor. Pentru ce vă rugați? Pentru sănătate, la copii și la toți. Progresele lui Ionuț și ale altor copii ca el depind de serviciile medicale, sociale și educaționale la care au acces. Echipele comunitare locale pregătite de UNICEF oferă copiilor din familii vulnerabile accesul la serviciile de care au atâta nevoie. Te rugăm, ajută și tu! Trimite acum un SMS cu textul COPIL la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Sau donează online pe unicef.ro. Ajută-i pe Ionuț și pe alți copii ca el să aibă acces la serviciile de care au nevoie. Îți mulțumim!